that you leave your mind. I never was good at you. Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la Oameni care ne inspiră. Astăzi vorbim despre gusturi, vorbim despre preferințe culinare și căutăm să ne inspirăm și să ne educăm puțin în ceea ce înseamnă istoria gustului, să înțelegem poate de unde vin tradițiile noastre culinare, ce avem de experimentat, de înțeles, ce provocări culinare ar fi bine să nu ratăm atunci când călătorim în străinătate. Subiectul mâncării este unul dintre cele mai întâlnite în orice conversație, iar astăzi îl vom aprofunda alături de invitata mea, Adriana Hodoleanu, doctorand în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială Universitatea București și lector în cadrul Fundației Calea Victoriei. Mulțumesc foarte mult, Adriana, pentru oportunitate. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Când vorbim despre mâncare, este foarte subiectiv totul și uneori se spune că gusturile nu se discută, dar astăzi o să le discutăm. Da, așa este. Este celebră zicala că gusturile nu se discută, dar de fapt putem discuta extrem de mult și mă tem că emisiunea noastră nu va ajunge pentru o astfel de discuție despre gusturi. O să încep de la povești. Una dintre poveștile renumite vorbește despre importanța sării în bucate. Sarea a fost ceva foarte prețios în istoria umanității, chiar a folosit drept monedă de schimb între oameni, atât de prețios era acest ingredient, sau cum am putea să-l numim. Ce este sarea, de fapt? Este un potențator de gust. Principalul efect pe care îl are este că, dintr-o dată, totul este mai gustos dacă presari un praf de sare peste el. Și da, a fost monedă de schimb și a fost la mare preț, așa cum au fost altă dată și condimentele. Iar sarea este cu noi de ceva vreme, fiind unul din primele, să le spunem, ingrediente despre care avem dovezi că au existat chiar și în dieta omului preistoric. Chiar așa, până unde ne putem duce cu ceea ce știm despre mâncarea din diverse timpuri? Istoria începe cu istoria scrisă și de obicei se începe cu Grecia și cu epopeile lui Homer, dar arheologii și nu numai au descoperit diverse dovezi ale dietei omului preistoric, deci înainte de antichitate, înainte de Homer. Și deși nu putem să știm dacă își preparau într-un fel sau altul mâncarea, materia primă, care ar fi rețetele după care o făceau, nici dacă le plăcea în mod deosebit sau nu, știm destul de multe despre ce mâncau. Știm, de exemplu, că au înțeles încă de timpuriu că dintr-un animal partea cea mai bună pentru organism este cea grasă. Și atunci când vânau și aveau ghinionul să vâneze un animal slab, îl abandonau și ce luau de la el erau doar limba și creierul, cele două organe grase care lor le asigura ce aveau nevoie. Și într-o perioadă în care oamenii aveau nevoie de multă energie, pentru că viața era foarte fizică, nu era sedentară. Exact, exact. Și a lua masa, de fapt, venea după multe ore de muncă pentru a-ți asigura ceea ce pui pe masă. Mi-a plăcut mult această idee cu grăsimea, pentru că este foarte blamată, nu? E un aliment interzis, demonizat. Da, e una din spaimele alimentare ale secolului. Și iată că cei din vechime aveau altă idee. Ok, ziua lor decurgea altfel decât decurgea noastră, dar înțeleseseră că, de fapt, creierul și nu numai are nevoie de grăsime. Și Cook și Livingstone, când au fost în celebra lor expediție, au descoperit că cei care, în perioadele în care se vânau doar animale slabe, membrii expediției nu doar că slăbeau fizic, dar se deshidratau, le cedau rinichii, erau tot felul de efecte vizibile din cauza dietei sărace în grăsimi. Pe de altă parte, nu este puțin ironic faptul că peste timp ne întoarcem la origini? Spunem foarte mult că focul a schimbat foarte mult în viața oamenilor și, în primul rând, cu referire la mâncare,
De iată că acum ne întoarcem la diete ro-vegane și ideea de a mânca nepreparat termic. Ce înseamnă, de fapt, apariția focului în evoluția gustului și a mâncării? Sunt cercetători care spun că odată cu focul putem să vorbim despre gust, pentru că focul i-a oferit, de fapt, omului opțiune. Înainte de foc, da, mânca pur și simplu ce găsea în starea în care îl găsea. Și e interesant că această stare putea să varieze. Ok, nu își permitea să fie foarte pricinos, mânca ce găsea. Nu știu însă dacă multă lume are în vedere faptul că se spune că într-o anumită perioadă omul ar fi fost chiar și necrofag, că ar fi mâncat din corpurile de animale sălbatice pe care le găsea fie moarte, fie de moarte naturală, fie ucise de alte animale de pradă. Au fost găsite urme de dinți pe oasele acelor animale. După apariția focului, ok, poate să devină puțin mai selectiv și poate să fiarbă, sau poate să frigă, sau poate să coacă. Când vorbim despre diverse zone de pe glob, cât de diferită este bucătăria în diverse locuri și în ce măsură este influențată de ceea ce se găsește ca și faună, ca și floră în acel loc? În ce măsură evoluția bucătăriei locale este cumva limitată sau este condiționată de ceea ce se găsește în acel areal geografic? Este o întrebare foarte bună, pentru că bucătăria reprezintă în primul rând locul. Se vorbește despre teroar, acel concept care arată importanța solului, a climei și a abilităților oamenilor în producerea unui vin, de exemplu. Nu, de obicei asociam terorul cu vin, dar nu numai. La nivel general, locul își spune cuvântul. Și v-aș da exemplu bucătăria Japoniei, da? O țară preponderent stâncoasă, care are însă resurse marine și care nu poate cultiva prea multe cereale sau legume, iar bucătăria practic reflectă exact această sărăcie agricolă, să spunem, pe de-o parte, și pe de altă parte reflectă de fapt creativitatea oamenilor, care din puținul pe care l-au reușit să nu doar să supraviețuiască, ci și să aibă una din bucătăriile apreciate în întreaga lume. Pe de altă parte, acum trăim într-o lume modernă în care poți importa și poți cumpăra orice. Avem citrice în România pe tot parcursul anului și așa mai departe. Nu mai suntem limitați la ceea ce avem geografic aici și nimeni teoretic pe glob nu mai este limitat de acest lucru, putând să importe din marile piețe ale lumii orice. A schimbat asta felul în care oamenii gătesc? A schimbat obiceiurile culinare? Sau au rămas pe acel filon pe care au mers poate de mii de ani? A schimbat cu siguranță. Dar ce mi se pare mie foarte interesant este că această globalizare, că de obicei ne gândim la ea ca fiind responsabilă pentru multe rele, dar și pentru câteva lucruri mai bune, cum ar fi accesul la produse alimentare pe care, în mod normal, nu le-ai găsi, cât de fain e să ai portocale sau mango tot timpul anului, acasă la tine, nu în vacanțe. Ce am descoperit însă este că, de fapt, globalizarea a început cu mult, mult înainte. Ai menționat lămâile sau chitrele. Portocalele, numite și naramze, sunt menționate în scrierile românești de câteva sute de ani. Dar dacă mergem mai departe de atât, vedem de fapt că mâncarea circulă și chiar se spune că bucătăriile circulă, sunt călătoare. Și mâncarea circulă cam de când am deschis ochii și am învățat să scriem și să lăsăm urme în spatele nostru. Și m-aș gândi aici, de exemplu, la ce spuneau romanii, care într-o anumită epocă deplângeau starea în care ajunsese bucătăria romană. Și blamau grecii pentru treaba asta. Și spuneau că de când au venit grecii și bucătarii lor, s-a stricat bucătăria romană. Că da, au venit cu unele ingrediente și cu unele rețete, dar acea
Frugalitate care caracteriza poporul roman s-a pierdut pentru că s-a dedat la deliciile și desfătările pe care le-au adus grecii cu ei. Și vorbim de asta de acum 2000 de ani în urmă și mai mult. Nu mai vorbim apoi de schimbul columbian, nu? Ce a adus Columb în Europa și restul lumii. Și cartoful și porumbul. Cartoful și porumbul, cartoful dulce, curcanul, cacaoa. Mai sunt încă câteva ingrediente, dar dacă tot ai spus despre cartofi și porumb, cred că ar fi fain să amintesc de faptul că, deși le-a adus la sfârșit de 1400, nu, început de 1500, ele au început să fie acceptate și asimilate, practic, în cultură și în bucătăriile europene câteva sute de ani mai târziu, uneori chiar 200 de ani mai târziu. Și au făcut așa un ocol, că porumbul, de exemplu, a ajuns în Europa și pentru că nu avea gluten, nu se putea face pâine cu el. Și n-a fost de interes. Cei care îl cultivau totuși îl dădeau la porci. Și s-a perpetuat starea asta. Însă el a ajuns în Siria și în Liban, ce este astăzi Siria și Liban, și acolo au înțeles care este potențialul lui. Și sunt studii care spun că porumbul este practic principalul factor care a determinat creșterea demografică din Imperiul Otoman în timpul Suleiman Magnificul. Și atunci armatele lui care au ajuns prin atâtea alte teritorii, cumva au crescut, au fost hrănite și de acest porumb renegat de europeni. Ce mi se pare curios este faptul că mie este greu să-mi imaginez poporul român în istoria lui fără mămăligă. Pare că are mămăliga de la daci. E posibil să fi fost de la daci, doar că se făcea din mei. Meiul și sorgul, de fapt, erau două alimente de bază în dieta europenilor până la apariția porumbului. Porumbul în Italia, de exemplu, se cheamă grano turco, adică grâu turcesc, pentru că a venit odată cu Imperiul Otoman. Sunt multe lucruri pe care au venit în Europa odată cu schimbul columbian și apoi au ajuns în Asia, India și s-au întors în Europa îmbunătățite, practic, speciile respective au fost modificate, nu știu dacă neapărat genetic. Atunci când ne ducem într-o altă țară, există tentația să mâncăm internațional, că nu putem mânca românește dacă ne ducem, nu știu, în Mexic sau în Japonia, dar putem găsi o bucătărie, așa zis, internațională, sau putem să încercăm să mâncăm local. Care sunt avantajele și dezavantajele? Ce alegi tu atunci când călătorești? Aici intrăm într-o discuție mai amplă despre neofilie, neofobie, care nu se referă doar la mâncare. Cred că ceea ce alegem depinde foarte mult de cum suntem noi ca oameni. Suntem deschiși la nou, suntem aventuroși sau dimpotrivă căutăm familiarul pentru că ne oferă o anumită securitate emoțională, mai ales că mâncarea, de fapt, asta îți oferă de cele mai multe ori. Pentru că tot ai amintit de mâncarea românească în Japonia, asta mi-amintește la rândul meu de vizita mea în Japonia, când după multe zile în care am mâncat ceea ce fusese planificat pentru noi, mâncare locală japoneză și nu sushi, câțiva dintre colegii de grup erau așa disperați de foame și de poftă și de toate cele, încât au reușit să identifice un restaurant nu românesc, dar bulgăresc, în Tokyo. Și au lipsit de la o activitate de grup tocmai ca să poată să mănânce, să se simtă bine. Căutau ceva care să fie cam ca acasă. Dar ce înseamnă mâncarea tradițională japoneză? Nu sushi. Și sushi este parte din mâncare tradițională și este chiar mai vechi decât ne-am închipuit noi, undeva de prin secolul 7. E atestat primul fel de sushi. Ce am mâncat noi atunci, și mă pot raporta doar la acest lucru pentru că nu am altfel de, n-am aprofundat bucătăria japoneză, erau foarte multe supe sau ciorbe diferite complet de ale noastre, cu puține legume și cu un gust în care aș spune că predomina stocul de bază, care la ei este făcut cu dashi și kombu, cele ingredientele clasice.
Apoi erau tot felul de... am putea, pe departe, să le încadrăm în categoria tocăniţelor, dar, iarăși, diferite în sensul că nu aveau nici sosul alb pe bază de lactate și făină, nici sosul roșu pe bază de tomate, cum suntem noi obișnuiți. Erau mai degrabă legume sotate lejer sau mai degrabă la abur, de cele mai multe ori. Dar, întorcându-ne așa ca un arc peste geografie în România, dar pornind de la acel restaurant românesc pe care nu l-ați găsit în Tokyo, de unde provine obiceiul românesc sau apetitul românesc pentru grătar și pentru mititei? N-aș putea să spun asta. Știu că îmi scap acum numele. Sau cât de românească e această ocupație? E, de fapt, cred că e internațională, universală și ne place nouă să ne o asumăm. Uneori ne asumăm cu titlul de glorie, dar de cele mai multe ori e parte, așa, cumva în siajul excepționalismului negativ românesc. Când vorbim de mâncare, cred că există de cele mai multe ori tendința să ne situăm de o parte și de alta a unei linii imaginare, ce e românesc, ce nu e românesc, e sarmaua românească, nu, că vine din Turcia, dar turcii o fac cu porc, nu, atunci e românească. Și la fel și cu grătarul. Sunt păreri care spun că grătarul este unul din cele mai simple moduri în care poți găti mâncarea și că nu trebuie să fii specialist în a face grătar. Sunt păreri care, din potrivă, vin și spun că nu te naști grătaragiu, devii grătaragiu, că trebuie să ai niște abilități, niște competențe speciale pentru a face lucrul ăsta. Dacă mă gândesc la schema clasică pe care a propus-o Claude Lévi-Strauss, puteți să vă închipuiți un triunghi care are cele trei stadii ale mâncării: crud, gătit și fermentat sau fermentat putrezit. Da, grătarul intră la gătit și este, deci, deja ieșit din zona naturii și intrat în zona culturii, pentru că omul a intervenit, nu, asupra cărnii și o prepară. Însă nu este o preparare sofisticată. Dar este cumva atributul bărbatului. Este atributul bărbatului și al celui bogat. Este un fel și... pentru că este o mâncare pe care ți-o permiți sau nu. Pentru că atunci când ai o bucățică de carne și multe guri de hrănit, preferi să o fierbi, pentru că în felul ăsta înmulțești cantitatea de mâncare. Deci grătarul are și e o chestie de statut. Dai gustă acelei supe, ciorbe. Exact, exact. Și în felul ăsta potolești mai multe guri. Dar știi cum se pregătește de către bărbat grătarul? Că e așa o glumă. Nu. Grătarul de către bărbat se pregătește în felul următor. Femeia se duce la cumpărături, face piața, cumpără legume, cumpără ingrediente, cumpără carnea, vine acasă, taie totul în bucățele, spală, pregătește. Încep să înțeleg unde duce. Pune masa, pune tacâmul, nu știu ce, aduce toate ingredientele la bărbat. Bărbatul pune carnea pe grătar. Deschide o bere. Deschide o bere, așteaptă să facă grătarul, o întoarce odată de două ori. După care dă ochii peste cap de cât a muncit el, după care femeia pune masa, după aceea strânge masa, spală vasa și bărbatul a făcut grătarul. Da, aici putem intra în alte discuții, dar chiar și acele două minute pe o parte, două minute pe cealaltă, sau cât se ține fiecare bucățică în parte. E o artă. E o artă, asta vreau să zic. Totuși să nu diminuăm aportul bărbatului la grătar, dar își merită totuși laudele. Chiar dacă ar putea fi încurajat să participe mai mult. În ce măsură este bucătăria relaționată cu clima? Noi, de exemplu, avem 4 anotimpuri, mă gândeam la piftie. Acum, sigur că avem frigidere, congelatoare și așa mai departe, putem să facem teoretic piftie în orice zi din an. Nu știu, dar așa îmi imaginez. Dar tradițional era nevoie să fie rece afară, să fie iarnă, ca acea piftie să se lege.
Cât de relaționată este bucătăria noastră de anul? La fel ca și geografia, de fapt, dictează bucătăria. Și piftia, ca și tobă, și cârnați, și șunca afumată, sau alte lucruri pe care le asociem cu iarna. Crăciunul și... Da, se întâmplă, teatru porcului. Se întâmplau pur și simplu ca modalități de a conserva, de fapt, mâncarea. Și se subscriu unei sfere mai largi a acelei cucina povera, bucătăria săracului, care pleca de la principiul că absolut orice trebuie exploatat și nimic din animalul sacrificat nu poate fi aruncat. Astăzi are și un termen mai fancy, from nose to tail, doar că ea există de sute și de sute de ani în bucătăria țărănească, unde iarna făceau toate aceste preparate, iar piftia a apărut pur și simplu ca un mod de a exploata și ultimele bucățele, nu? Se fierb oasele cu puțină carne, se fierb urechile, lucruri pe care în mod normal prea știi cum să le mănânci altfel. Pe când vara puneau fructele la uscat, făceau provizii de diverse legume, cereale pe care puteau să le păstreze peste iarnă. Înainte de apariția frigiderului, da, oamenii mâncau sezonier și alimentele din extra sezon, de fapt, veneau din gospodăria proprie. Și frigiderul are o istorie foarte, foarte interesantă. Am rămas uimită să citesc că la început de 1900 în Germania, nici măcar 1% din populație nu avea frigidere, pentru că era încă ceva foarte nou. Ca în 1960, undeva la, cred că 30% din populație să aibă, dar în 1969, deci doar 9 ani mai târziu, în Germania de Vest, peste 80% să aibă frigider. Și asta mi se pare că arată cât de repede s-au mișcat lucrurile și s-au schimbat lucrurile într-un singur secol. Se spune că cea mai sănătoasă dietă sau fel de alimentație este cel mediteranean. Cum privești tu acest lucru și dacă ești de acord, de ce? Dacă nu ești de acord, de ce? Dieta mediteraneană îmi place. Și sunt un susținător al ei. Mai există și dieta Osaka și oricum depinde pe cine întrebăm, sunt convinsă că ni se vor da exemple de multe alte diete care acum sunt considerate mai sănătoase. Și care conțin ce? Dieta Osaka practic este dieta bazată pe bucătărie japoneză, care nu include prăjeli. Sunt multe alimente fierte sau la abur, sunt asezonate destul de spartan, ei nu folosesc foarte multe condimente, se bazează pe câteva, cum ar fi sosul de soia, care și sărează în același timp. Și e susținută de longevitatea poporului japonez? Păi Osaka, da, tocmai pentru că acolo există un număr foarte mare de oameni care au atins 100 de ani sau chiar mai mult. Și dieta mediteraneană vine, dacă nu mă șel, din satul Rosetta sau cam așa ceva, unde au descoperit iarăși un procent foarte mare al populației fiind de o vârstă foarte, foarte înaintată, dar fără probleme majore de sănătate. Și legat de acea descoperire este și paradoxul francez. Și se numește paradox pentru că s-a descoperit că acei oameni au mâncat toată viața lor cantități considerabile de carne, de unt, deci lactată, și au băut usturoi și vin. Și cumva s-a ajuns la concluzia, acceptată de mulți, contestată de alții, că această combinație de vin și usturoi, de vin roșu și usturoi, ar fi foarte benefică organismului. Am văzut de curând că s-ar fi făcut un mic studiu prin care au încercat să identifice care ar fi dieta ideală, sănătoasă pentru toată lumea, indiferent de unde vine omul. Și ar fi fost
ceva de genul pește, usturoi, vin roșu și ciocolată. Am zis, ok, uite, cu asta aș putea trăi, dar nu în fiecare zi. Nu am răspuns la o întrebare mai devreme cu ce prefer când călătoresc. Eu sunt aventuroasă de felul meu culinar și voi gusta orice. Au fost foarte puține lucruri pe care n-am putut să le gust și am ajuns să o fac și pe aceea la un moment dat. Și recomand, de fapt, să existe o oareșcare deschidere, chiar și în cadrul persoanelor conservatoare, pentru că câștigul este fantastic. Odată poți avea parte de o experiență gustativă, senzorială, incredibilă. Și inedită, fazi. Clar, inedită, care se poate transforma într-o poveste, într-o amintire frumoasă, care se poate transforma în ceva sau ce iei acasă. Sau o poveste de groază. Sau o poveste de groază, dar mai rar. De exemplu, eu nu mai suport ingredientele indiene, masala, deci dacă simt masala pe 100 de metri pătrați. Ai făcut exces sau ai avut o poveste mai puțin fericită în spate? Pur și simplu, într-o călătorie în India, aproape că am mâncat masala la fiecare masă și că așa mi-a ieșit prin spori și am dobândit o oarecare rezistență la masala. Pot să înțeleg treaba asta. Nu mi s-a întâmplat. Sunt puține lucruri pe care să nu, la care să spun nu mai vreau, mi-ajunge. Eu în călătoriile din Asia știu că am stat prea mult în momentul în care mi se face poftă de brânză. Deci ai acest... Da, la mine reperul este că am lipsit mai mult de acasă sau nu neapărat de acasă. Mi-am dat seama că acasă de fapt înseamnă un spațiu foarte larg, e spațiu european, pentru că aici se mănâncă brânză. Dar din spațiul european ne ducem spre Franța, care pare să fie așa inima multor lucruri. Cel mai bun vin se consideră a fi cel franțuzesc. Bucătăria franțuzească este considerată de elită, de asemenea și moda și multe, multe lucruri sunt așa în epicentru în Franța. De ce Franța? Și ce este bucătăria franțuzească, de fapt? N-am o explicație de ce Franța a reușit să dea lumii atât de multe lucruri. În ceea ce privește bucătăria franceză, da, ea s-a impus destul de ușor ca o bucătărie a elitelor. Dacă ne gândim că până pe... că, începând cu antichitate, evul mediu, renaștere, până la modernitatea timpurie, oamenii mâncau peste tot cam același lucru. Este atestat faptul că dieta pe clasă socială era în mare cam aceeași, inclusiv rețetele erau comune. Desigur, particularizările țineau de geografia spațiului respectiv, dar aici ne referim la Europa. Și curțile domnești de peste tot din Europa practicau aceeași bucătărie. Era bucătăria de curte, o bucătărie care era puternic legată de statut, de potență financiară, de simbolism. Și cred că trecerea sau influența bucătăriei franceze a apărut, asta este o părere pur personală, odată cu, poziția, întărirea poziției statului francez în Europa. Și aici puteți să întrebați oricine poate să zică, de fapt, bun, dar și Anglia a fost un mare imperiu și Spania și Portugalia la un moment dat, chiar și Olanda. Diferența aș spune că o face atitudinea față de mâncare. Și aici vorbim de două atitudini complet opuse, pentru că există o bucurie a mesei, a mâncării în Franța. Chiar și astăzi masa de prânz este sfântă, ba chiar e o voie să bea și un pahar de vin, pentru că masa trebuie să fie completă, trebuie să fie o bucurie. Față de spațiul anglosaxon, și aici vorbesc normal de Anglia, dar și mai departe de America, care a moștenit, cei care au venit pe Mayflower, au venit acasă, de fapt, cu o atitudine reticentă față de mâncare. Și utilitară, fast food. Foarte utilitară, exact, și, dar și reticentă. Și nu priveau cu ochi buni sofisticarea francezilor. De fapt, mâncarea a fost folosită și ca um,
ca injurie, ca mod de derogatoriu de a vorbi de celălalt. Totul începe când apare ideea de națiune și de naționalism și normal că sentimentele sunt foarte puternice când vorbești de națiune. Și englezii îi vedeau și îi acuzau pe francezi de sofisticare și spuneau că ei au o bucătărie foarte simplă și onestă, așa cum este și caracterul lor. Adică sofisticarea vine la pachet cu poate duplicitate, cu tot felul de alte caracteristici care nu sunt de dorit, de fapt, la un popor. Un lucru pe care l-au preluat, așa cum ziceam, și americanii. Thomas Jefferson, care a fost founding father al Statelor Unite, dar și președinte, a fost pe la 1787, cred, l-a prins Revoluția franceză în Franța ca ministru de comerț, ambasador, de fapt. A stat câțiva ani în Franța și fiind un om foarte luminat, normal că era deschis și la partea de gastronomie. El a venit în Franța cu un sclav, bucătar, pe care l-a luat cu el cu această învoială. Vii în Franța, înveți să gătești franțuzește, ne întoarcem în America, predai tot ce ai învățat unui alt bucătar și eu te eliberez. Ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult decât atât, ca să fie și mai clar cât de interesat era de gastronomie Jefferson american, călătorea foarte mult în Franța și în Europa și trimitea în America pe vapor plante pe care le aclimatiza în grădina lui de la Monticello, vagoane cu vin, cu șampanie, astfel încât atunci când a ajuns când s-a întors în America la terminarea postului, își însușise și atitudinea franceză cu privire la mâncare, nu doar mâncare ca plăcere, ci mâncare ca mijloc de a obține ceva. Acum are un rol social, poate chiar și un rol în afaceri, se numește prânz de afaceri. Asta a făcut Jefferson. Își invita adversarii politici, printre care și Hamilton, de exemplu, la mese la moșia lui de la Monticello, unde se servea conform tipicului francez. Lucru care n-a trecut neobservat de contemporanii lui, inclusiv de Hamilton, care l-au acuzat că a uitat puritatea americană și că s-a dedat la franțuzisme. Cu alte cuvinte, nu este un om de încredere. Și astăzi masa înseamnă, de fapt, același lucru. E un cadru în care te poți relaxa, în care îl poți cunoaște pe celălalt și avansa discuțiile. Oamenii ies la masă mai mult pentru socializare, îmi imaginez, decât pentru mâncare sau nu neapărat? N-aș fi de acord că ies la masă doar pentru socializare, pentru că atunci n-ar mai fi discuțiile acelea interminabile. Unde mergem? Orice loc ar fi bun, în definitiv, dacă ceea ce mănânci nu contează, dar de obicei discuțiile sunt negocieri. Nu? Nu acolo că am mai fost, hai să-l încercăm pe ăsta, nu că ai zis tu data trecută unde să mergem, acum e rândul meu să propun și vreau să încercăm locul acesta, că am auzit asta și asta despre el. Deci este șansa oamenilor de a încerca ceva nou, în cadrul aceleiași geografii a orașului, să spunem, în care locuiesc. Unul din avantajele globalizării, că mai sunt și de-astea, este exact lucrul ăsta. Azi mergem la un restaurant chinezesc, mâine la unul indian, poi mâine la unul libanez și așa mai departe. Acum, poți să mănânci și doar să înregistrezi senzațiile. E bun, îmi place, mai vin sau încerc asta și în altă parte. Sau poți să încerci să vezi un pic mai multă mâncare. Eu am ales de când mă știu să văd puțin mai multă mâncare. De fapt, pentru mine mâncarea e o lentilă. Eu așa văd lumea și înțeleg lumea prin mâncare. De asta și cursul pe care îl țin la Fundația Calea Victoriei se cheamă Istoria Gustului. I-am spus istorie nu pentru că este pur și simplu o tactică de marketing sau sună bine, ci pentru că mâncarea în sine este o istorie socială și îți povestește despre unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, de ce așa și nu altfel. La fel cum cărțile de bucate, pe care eu în copilărie le citeam pur și simplu ca literatură de povești fantezistă, mai târziu am înțeles că de fapt îmi spuneau despre epocile respective.
Pentru că o carte de bucate sau o rețetă îți spune ce se mănâncă într-o epocă, ce nu se mănâncă într-o epocă, cine decide, care este accesul pe care l-ai la un aliment sau altul. Noi ne gândim, de exemplu, la cărțile de bucate din comunism ca fiind super seci și plictisitoare și cu rețete care sunt rețetele acelea economicoase, ieftine, icre de griș sau de fasole, habar n-am, nu știu, nu le-am gustat. Ei bine, eu am făcut o analiză a cărților de bucate din comunism, comparativ cu cele de până în 47. Și am descoperit cărți de bucate comuniste în care sunt minim 7 rețete cu sparanghel. Nu cred că sparanghelul e ceva ce asociem în mod normal cu bucătăria comunistă, când cei care avem o vârstă ne amintim că intram în alimentară și vedeam hârtie igienică, creveți tailandezi și poate niște conserve cu carne sau cam așa ceva. Și atunci masa la un restaurant chinezesc, japonez, libanez poate fi de fapt un prilej și un pretext să afli puțin despre o altă cultură. La un moment dat cineva a gătit pentru mine și un grup de-al meu la un eveniment un meniu jamaican. Ok, nu prea auzim despre bucătăria jamaicană, e oare de ce? Și mi-a spus așa, Adriana, îți gătesc chestia asta și într-o singură farfurie ai toată istoria Jamaicăi. Și am zis, nu se poate chestia asta. În ce măsură ești de acord cu afirmația de genul, ești ceea ce mănânci? Da, eu cred în ce a spus Bria Savaran, cred că ești ceea ce mănânci. Suntem ceea ce mâncăm, dar în China imperială nu erai ce mâncai. Erai cum preparai și cum serveai. Și acel mod foarte elaborat și sofisticat de a prepara mâncarea, toate principiile din spate, din bucătăria chineză, au făcut ca bucătarul să aibă un rang foarte înalt la curte. Și, de fapt, simbolul guvernării să fie, cum se cheamă, nu castronul. Este un ceaun? Ceaun. Ceaunul a fost sute de ani simbolul guvernării. Pentru că până și Lao Tzu spunea că a guverna o țară e ca și cum ai pregăti un pește mic. Și ce am preluat noi în modernitate din acest ceremonial din China, de la curțile regilor și așa mai departe? Nu știu dacă am preluat, mă rog, bucătăria e osmotică și absoarbe influențe, este foarte greu să mai pui degetul de unde, ce a venit. Pentru că acum există un cod al bunelor maniere despre ce să faci, ce să nu faci la masă. Depinde cum, ce masă. Cum să folosești tacâmurile și așa mai departe. Da, este o etichetă. Grecii îi considerau barbari pe cei care nu vorbeau limba greacă și care nu mâncau ca ei. Astăzi ești barbar, ești un outsider, ești dacă nu știi să folosești cuțitul de pește, dacă nu ai idee care pahar e pentru apă și care este cel pentru digestiv și așa mai departe. Lucrurile astea însă s-au întâmplat în câteva sute de ani. Partea de etichetă, de maniere, noi o știm ca fiind pusă prima dată în fața publicului. La 1581, Erasmus din Rotterdam scrie un tratat pentru tinerii elevi, care erau de fapt fii de nobili. Și este prima dată când apare ideea de civilitate, care practic este strămoșul ideii de civilizație de astăzi. Și de-abia de acolo află lumea că nu e bine să iei bucata cea mai mare de pe platou, că nu e bine să îți sufli nasul pe fața de masă, să ștergi degetele pe haine și așa mai departe. Astăzi mâncarea are un rol, aș spune, foarte important în anumite situații, tocmai pentru că mâncarea integrează, dar și exclude. Dacă știi nu doar ce mănânci și cum mănânci, ci știi și lucruri despre mâncarea respectivă, demonstrezi că faci parte dintr-o anumită categorie. Și aș da ca exemplu mesele cu șeful,
Unde de multe ori există tendința să se comande lucruri pe care le-a comandat șeful, dar pe care nu le știm. Dar nu o să luăm ceafă cu cartofi prăjiți sau păstrăvola amărât pe care îl mâncăm noi de obicei, tocmai pentru că vrem de fapt să proiectăm o altă imagine despre noi, să fim luați în calcul ca oameni pe același nivel de educație culinară cu șeful respectiv, de exemplu. Există chiar un termen, așa cum există capitalul economic, averea, capitalul cultural, există și capital culinar, care de fapt se referă la toate acele informații, practici, comportamente, atitudini care fac dintr-un om un cunoscător, un conosor sau un foodie, cum se zice mai nou. Și așa cum ne-ai spus, nu ne ajunge o emisiune ca să devenim cunoscători. Poate că nu o să ajungă nici un curs, dar în cadrul cursului pe care tu îl ții, în cadrul Fundației Calea Victoriei, oamenii pot aprofunda. Ce găsesc în cursul tău? Ce îți propui cu acest curs? Cursul a apărut ca o idee, ca o reacție la ceea ce vedeam. Am avut timp de 6 ani o cofetărie artizanală în București și atunci am avut contact direct cu consumatorul și am identificat diverse nevoi acute în ceea ce privește educația alimentară. Se insistă mult pe nutriție în ultimii ani, ceea ce este un lucru fantastic, dar se uită că mâncarea nu este doar despre sănătate, că atunci ajunge în ortorexie. Este și despre plăcere și este cultură și este identitate. Și ceea ce am vrut să ofer prin acest curs a fost, de fapt, un bagaj de informații și de povești care să îi ajute pe oameni să înțeleagă de unde venim și cum au evoluat lucrurile, să vadă altfel o simplă mâncare, să înțeleagă cât de multe lucruri s-au întâmplat ca ea să ajungă în farfuria noastră așa, cum mâncarea are legătură cu economia, cu istoria, cum este parte din cultură, nu este doar un simplu combustibil și chiar poate aceste informații să-i ajute ca vehicul de mobilitate socială. Uite, ca o ultimă întrebare pentru această emisiune și dacă nu o consider mult prea personală, ca o formă de a te cunoaște pe tine, te-aș întreba care este mâncarea ta preferată. Mi-era frică de întrebarea asta, pentru că mi-o pun din când în când și nu am o mâncare preferată, pentru că eu sunt pe etape. Dacă descoper ceva, mă fascinează o perioadă, după care trec la alt lucru. Ceea ce pot să spun este că, indiferent la ce oră mi-ar pune cineva un nou prăjit în față, o să spun da. Mulțumesc foarte mult, Adriana, pentru acest periplu culinar și în istoria gustului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru că ne-ați urmărit. Dacă doriți să aprofundați, puteți găsi amănunte despre cursul realizat de Adriana pe site-ul Fundației Calea Victoriei. Cu aceasta vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare la aceeași oră pe curând.